Hei, salutare jupâneilor, bine ați venit la un nou episod de și despre FIFA 19, un nou clip din seria Foot Champions, astăzi suntem pe contul mare, din păcate doar gol 3, cum am spus pe episodul de ieri, fiindcă no, am dat contul mic cuiva, a zis că joacă, s-a sucit, a mai jucat și a trebuit să scot și acolo măcar un Silver 1, să am recalificarea în caz că se întâmplă ceva, să pot să joc constant la Foot Champions de pe un cont. Și da, am vrut eu să iau reward-uri și acolo. Gol 3, cum spuneam, avem totuși două picuri, dar înainte să începem, nu uitați să apăsați repede butonul de like, să lăsați un coment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați clopoțelul. M-am uitat și ieri peste Team of the Week, probabil unul dintre cele mai slabe. Dar asta e, de săptămâna asta o să avem Team of the Season și să sperăm că o să fie mai bine. Hai să luăm un episod relativ scurt, cum a fost și ieri, și mai pe seară, nu știu dacă am dispoziția necesară, fiindcă astăzi lucrez. Poate facem și live. Player pick, două pick-uri, două mega pack-uri, un rare player spec și 30.000 coins. Deci 2 mega pack-uri. Hai să vedem la pick-uri dacă ne dă ceva. Cu toate că orice ne-ar da, nu știu dacă aș putea folosi. Hai să vedem totuși ce primim. 87 shar. Unul dintre cei de top. Asta am văzut că multă lume linkuiește cu Mbabu. Team of the Season care arată impecabil. Și a fost foarte ieftin. Sau încă e, nici nu mai știu. Păcat de shar. Adică 70 pace, nu știu, dacă băiatul ăsta avea 80 pace, sau nu 80, hai să zic 75 acceleration, 75 sprint speed, arăta bine cu jumping-ul ăla, strange, interesant, îi dădeai un shadow și îl duceai până, nu știu, 90 pace, așa, eu nu l-aș juca. Mergem cu el, 87, not bad, hai să ne dea și pe... Marez și e relativ bine. Ia să vedem ce ne dă. Nu se poate, ne dă unul de 82. Savanie, Calu sau Villanueva. Asta parcă are 5 skin moves. Nu. Bă, nu contează ce iau. Le iau pe Calu că e mai cunoscut. Deși și Villanueva îmi spune ceva. Un 87. Hai să mergem să deschidem pack-urile. Mega pack-uri. 2 mega pack-uri și un rare player. Să avem 40. Nu știu dacă o să am rare player să iei. Sper să-mi arate și mega pack-ul. Da, deci 2 mega pack-uri. Poate ne dă și nou walk-up. Poate, am zis. Nici măcar board. România. Tătărușanu de la Nant. Interesant. Ok, Cuția. Ăștia nu mă interesează. Nici contracte, că am gârlă contracte. Nici Frankfurt. Bun. Aproape mi-e coins din discard. Se strânge Banu. Mai avem un mega pack. V-am să dau deja în rare players. Hai, mă dau și mie walkout. Nu vreau, mă, bă, dacă nici în perioada asta, când șansa e mărită, nu-ți dă. N-avem ce să facem. Spania, goalkeeper Radan, 83, mulțumim frumos. Era decent la începutul jocului, acum nu vreau să vă zic cum este. Am nimerit pe Quantradable. Nu contează, is the same shit. Stai că mai avem aici. Vaseli și Amartei. Bun. Ce mai avem? Ah, o dubură. Și rare. Păi dacă ar da walkout ar fi un episod bun. Dar ce v-am zis că nu vrea să dea. Hai să vedem. Poate. Bineînțeles că nu. Că jucăm degeaba la Foot Champions. Voi nu v-ați dat seama? Nici măcar un walkout. Serii. L-am prins și ieri. Da, mă. Știi cum e. Mai e și Untradeable. Le-am nimerit fix polea.
Va trebui să facă, nu avem squad nou de Team of the Season. Cred că live sau episod. Vedem. Piatek Benitez. Da. Bă, ce să vă zic. Pachetele astea le deschidem pe episod sau live. Cred că pe live ar fi mai ok, zic eu. Avem pe fiecare cont peste 35. Deci 3 conturi cu peste 35 vine peste 100 de pachete. Sper că v-a plăcut, cu toate că nu prea ți-a avut ce să vedeți. Totuși, un episod, cum ziceam, relativ scurt. Un șar de 87, ăla a fost walkout-ul nostru. Eu am fost Sordat și ăsta a fost chipul de astăzi. Voi ați fost, rămâneți pe viață, fără îndoială, cei mai tari. Până data viitoare, pace, stimă, iubire, credință, Big Boy, Big Smoke, respect pe viață. Ne vedem diseară pe live, dacă nu, mâine cu siguranță și episod și live. Se la vin, par bucurii, yo, yo.